Târgul Agricol din Etelbruck a ajuns anul acesta la ediția aniversară cu numărul 40. Timp de 3 zile, în Luxemburg, peste 250 de expozanți, aproape 45.000 de vizitatori și chiar 3.000 de elevi ale liceelor agricole locale au avut parte de o adevărată sărbătoare a agriculturii. Fermieri locali, companii inovatoare și experți în agricultură au prezentat o varietate de produse, echipamente și servicii agricole. Târgul Agricol din Etelbruck reprezintă vitrina agriculturii luxemburgheze și este cel mai mare târg din aer liber din Luxemburg. Evenimentul a devenit punctul de întâlnire esențial pentru toți profesioniștii din sectorul verde, comerț și cercetare științifică în agrobiotehnologie. Un accent deosebit este pus pe prezentarea produselor luxemburgheze și pe creșterea gradului de conștientizare a consumatorilor cu privire la descoperirea produselor regionale. AgroTV a fost prezent pe toată durata evenimentelor organizate la târg, iar Bogdan Tudor va aduce detalii imediat în jurnal. Bine v-am găsit! AgroTV este în Luxemburg. Este invitat echipa AgroTV, bineînțeles, la unul dintre cele mai importante târguri de aici, de fapt cel mai mare târg din Luxemburg, de agricultură. Să știți că am venit aici nu singur, pentru că am avut o invitație bine făcută din partea celui care este lângă mine. I speak about Mr. Fons Jacques. Hello, please to meet you. Hello, Bogdan. Fons. Okay. We meet in Italy at Link, and you come with an invitation here to this fair, and we are here together. So, it's the most important fair for agriculture here in Luxembourg. For how many years it's organized this fair? Yeah, so it's a unique annual appointment here in Etelbruck, in the main town from the north, northern part of the country of Luxembourg. It's about 8,000 inhabitants, this town of Etelbruck, and it's quite known for agricultural things. So they had a technical school for agricultural students here in Etelbruck. They have this event since 40 years. They organized this large event. It's the largest in Luxembourg. It's an and also in around Luxembourg. A lot of people, 45,000 people coming to visit last year. So it's getting larger and larger, and it's quite attractive for also for the normal consumers to come here and see what agricultural the farmers are performing for them, and so it's really. We see a lot of people that are here. Etelbruck, c'est la ville des agriculteurs depuis. Bah, c'est une vieille tradition, donc on avait toujours des marchés agricoles qui étaient ici à Etelbruck, et depuis maintenant plus de 40 ans, c'est la foire agricole qui a lieu ici à Etelbruck. Il y a aussi le lycée technique agricole et le laboratoire agricole. Laboratoire, donc il y a plusieurs institutions agricoles qui sont situées ici à Etelbruck, et bon, c'est évident que maintenant, voilà, c'est une tradition ici. Là, en fait, le 40e anniversaire sous le nom de la foire agricole, et c'est depuis là, depuis lors, que la foire a eu régulièrement tous les ans. Au début, c'était une foire qui était surtout orientée pour le professionnel. C'était les concours agricoles, des bêtes, donc de toutes les races, voilà. Et puis après, c'est devenu de plus en plus le point de rencontre aussi de l'agriculture, évidemment en amont et en aval, donc tout ce qui est farm supply et derrière. Après, maintenant, c'est beaucoup aussi le consommateur qui vient pour s'informer sur le système de production des agriculteurs luxembourgeois. Il y a aussi les concours animaux, donc concours de tout ce qui est les vaches allaitantes, mais aussi les vaches à lait, les vaches laitières, et aussi les concours de chevaux, donc des chevaux de trait aussi, des petits animaux, des poneys, donc il y a un peu de tout ça. Et après, il y a aussi le marché des producteurs pour vraiment mettre en évidence la production régionale. La târgul agricol din Etelbruck, echipa AgroTV s-a întâlnit cu ministrul agriculturii din Luxemburg și Bogdan Tudor a profitat de ocazie să obțină câteva informații în exclusivitate despre specificul agriculturii zonale, dar și despre fermierii luxemburghezi. Dans deux semaines, on va voter une nouvelle loi agricole. Et là, on va investir dans beaucoup de dans la diversification aussi des femmes agricoles aussi pour, par exemple, venir du bétail vers d'autres manière de produire. Ça, c'est un aspect essentiel, c'est-à-dire on va aussi encourager la relation entre l'agriculture conventionnelle et le soi-disant bio,
Oui. Et au Luxembourg, on est en train vraiment de mettre l'accent sur le local, le régional. În edițiile viitoare ale jurnalului AgroTV vom veni cu mai multe detalii de la Târgul Agricol din Etelbruck. Interviuri și reportaje în exclusivitate cu și despre fermierii și agricultura din Luxemburg.